Juhu! Salutare! Salutare cu un super live de început de toamnă. Un super live care va fi foarte scurt și la obiect. Ce-mi place așa între pomi, la soarele călduț de octombrie, de început de octombrie. Ne-a cam luat cu frig din prima așa. Destul de bine așa. Salutare, oameni buni. Mă bucur să fiu în fața voastră prin intermediul unui mic aparat care face totul posibil. Sper că mă auziți și că mă vedeți bine. Sunt într-un parc din centrul Bucureștiului și încerc să mă bucur și de soare și să intru un pic în comunicare cu voi. Și pentru că ultimele 2 săptămâni au fost extraordinar de intense pentru mine. Încă nu mi-am revenit efectiv. Am avut foarte mult de muncă, dar nu spun asta nici ca să mă laud, nici ca să mă vait, ci pur și simplu așa s-au întâmplat lucrurile. A fost aglomerație mare. S-a întâmplat și lansarea State of the Wallet Book la București, miercuri pe 27 septembrie, unde a ieșit un eveniment absolut minunat. Le mulțumesc tuturor celor care au venit acolo, le mulțumesc și tuturor celor care m-au felicitat chiar dacă n-au putut ajunge și vă sunt absolut recunoscător pentru tot ce am reușit să fac și am reușit să fac și împreună cu voi. Fără voi nu se pot face anumite lucruri. Și din discuțiile cu oamenii, chiar dacă am fost super ocupat în ultimele săptămâni, am observat lucrul ăsta, domnule, că tot timpul în viața mea apar cheltuieli neprevăzute. Și vreau să lămurim un pic acest aspect foarte pe scurt, foarte direct și foarte la obiect. Cheltuielile neprevăzute sunt deja prevăzute. Ăsta este adevărul. Indiferent cum am luat, indiferent cum am dat-o, orice ne-am dorit noi să ascundem sau să o dăm cotită, ca să zic așa pe românește, cheltuielile neprevăzute sunt deja prevăzute. De ce spun acest lucru? Pentru că știai că la un moment dat în viitor, adică știai de acum, că la un moment dat în viitor vei mai lua o amendă. Știai că la un moment dat în viitor ți se va strica mașina de spălat sau mașina proprietate personală. Știai că la un moment dat în viitor ți se va strica frigiderul. Știai că la un moment dat în viitor ți se va strica, nu știu, bateria de la bucătărie și va trebui să o înlocuiești. Știai deja toate aceste lucruri. De aceea cheltuielile neprevăzute sunt deja prevăzute. Ce nu ai prevăzut sau ce nu prevăd oamenii în general, pentru că nu știu cum este cazul tău, este că nu își fac un fond separat pentru astfel de cheltuieli, așa zis, neprevăzute. Da? Și am tot discutat despre aceste lucruri, am tot spus de metode de a gestiona și administra banii, de modalități de a împărți în anumite conturi, de tot felul de alte soluții ingenioase, mai puțin ingenioase, mai complicate sau mai simple. Ceea ce se întâmplă este că majoritatea oamenilor nu își fac un astfel de fond de rezervă. Dacă vrei tu să-l numești pentru cheltuieli neprevăzute, ok, numește-l pentru cheltuieli neprevăzute, dar, de exemplu, dacă știi sigur că datorită stilului tău de condus, la un moment dat, în următorul an de zile sau în următorii 2 ani de zile, o să-ți iei o amendă de circulație, atunci fă-ți un fond care o să se cheme, greșeli stupide, să zic așa, în care să strângi bani pentru treaba asta și o să vezi că de fapt nu mai este nimic neprevăzut, ci este deja prevăzut, pentru că ai pus acolo. Este ca și acea vorbă în care strâng bani pentru zile negre. Ei bine, înseamnă că zile negre vor veni, da? Probabil că da. Toți avem zile bune, toți avem zile mai puțin bune, vor veni și zile în care vom avea nevoie de bani să ne întreținem sănătatea noastră sau a celor dragi și așa mai departe. Dacă știi că zilele astea vin, de ce nu faci acest lucru? Este atât de simplu. Nu ai de făcut decât să te apuci să economisești și să-ți constitui un astfel de fond pentru cheltuieli neprevăzute, adică deja prevăzute. Sper că m-am făcut înțeles, asta am vrut să vă transmit. Puneți mâna și constituiți-vă un fond pentru astfel de cheltuieli dacă n-ați făcut-o încă. Că începeți cu 1 leu, cu 2 lei, nu mai începeți, pentru că ele oricum vor veni. Iar atunci nu ai niciun motiv să spui că cineva nu ți-a zis sau că n-ai știut sau că n-ai aflat sau că există cheltuieli neprevăzute. Cheltuieli neprevăzute există doar în momentul în care ai un plan foarte bine pus la punct, în care crezi tu că nu o să apară nimic,
Și atunci, într-adevăr, apare ceva, ceva la care nu te-ai gândit sau ceva ce nu ține de controlul tău direct. În rest, toate cheltuielile neprevăzute sunt, de fapt, cheltuieli deja prevăzute. Așadar, spor la strâns. Astăzi este 2 octombrie. Vineri pe 6 sunt la Buzău cu seminarul gratuit și lansarea de carte State of the Wallet Book. Mâna sus cu cine mă întâlnesc la Buzău, cu cine nu, vă salut pe toți oricum. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător că sunteți alături și abia aștept să ne vedem prin țară. Buzău 6 octombrie, Cluj 12 octombrie și Iași 19 octombrie. Unde vom mai ajunge, vom vedea. Până atunci vă urez o zi absolut minunată, un început de toamnă așa din ăsta de octombrie, cum vă doriți voi. Și dacă nu este atât de cald afară, să aveți căldură în suflete. Vă salut și vă doresc o seară absolut minunată. Pa, pa!